303 cazuri de COVID au fost înregistrate în Mehedinți de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 12 cazuri la nivelul județului, dintre care două în focarul declarat din Strehaia. Din nefericire, a fost declarat încă un deces o persoană de sex masculin în vârstă de 69 de ani. Cazurile de îmbolnăvire cu noul coronavirus sunt în continuă creștere în județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore, 12 cazuri au fost confirmate, iar persoanele respective au vârste cuprinse între 9 și 75 de ani. A fost recomandată măsura de izolare la domiciliu pentru toate persoanele confirmate pozitive. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 303 persoane au fost confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei. Dintre acestea, 182 persoane sunt externate, 13 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 84 persoane se află internate și 24 persoane decedate. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19 12 persoane și o persoană de sex masculin, vârstă 69 de ani, a decedat. Aceasta a fost confirmată cu COVID-19 în data de 4 iulie, refuzând internarea. Revine la spital în data de 7 iulie cu simptomatologie specific COVID-19. În data de 15 iulie a fost declarat decesul. Persoana suferea de mai multe afecțiuni cronice. Menționăm că în focarul declarat într-o localitate din județul Mehedinți data de 4 iulie, până în prezent au fost confirmate 27 de cazuri. Persoana care a decedat a fost confirmată cu COVID-19 în data de 4 iulie 2020 și a refuzat internarea, iar pe 7 iulie 2020 a fost internată cu simptomatologie specifică COVID-19. În data de 15 iulie 2020 a fost declarat decesul.